Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut în această zi, 27 martie, ești o femeie flexibilă, cu gusturi neobișnuite și interese mari, idealistă și umanistă, nu tolerezi nedreptatea și nu te temi de nimic, permițându-i inimii să preia controlul asupra minții chiar și în fața bunului simț, ești dus în zona ideilor nepractice. Dacă se întâmplă acest lucru, potențialul de a face fapte bune poate fi pierdut în vise fără țintă. Ești foarte individualist și asemenea copiilor asimilezi cu ușurință cunoștințele, dar după ce stăpânești anumite elemente de bază, în viitor îți vei urma propriile idei cu privire la oportunitatea performanței tale. Stilul comportamentului tău este special, se bazează pe tehnica impecabilă de utilizare a bagajului științific acumulat pe parcursul anilor de studiu. Poți avea talentul unui inițiator cu idei strălucitoare și îndrăznețe. În ciuda tendinții spre experimentare, rămâi realistă și greu de păcălit. De fapt, poți avea o rigiditate emoțională, dobândită în anii de luptă pe drumul spre succes. Nu ești deosebită de sensibilă și sentimentală și nu tratezi întotdeauna problemele celorlalți cu înțelegere. Conceptul unei persoane spirituale nu este aplicabil pentru tine, atenția ta este complet absorbită în muncă, deseori de natură tehnică. Semnul tău zodiacal aparține constelației berbecului. Berbecul este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități. Dorința de independență, deschidere, energie. Ești vegheată de războinicul Marte și acest lucru se manifestă în toate sferele vieții. Ai o capacitate de lucru înflăcărată și sexualitate aproape agresivă. Desigur, aici este îngropată rădăcina răului, trebuie să înveți să-ți restrângi impulsurile decisive și să înmoi perseverența excesivă. Ai tendința să te confrunți, dar ești de asemenea capabilă să te scufânzi în calmul de gheață. Dorința, curajul și vigoarea s-au topit și amestecat în tine, rezultând o înclinație spre vanitate, nerăbdare și îndrăzneală. Eficientă și persistentă, vei putea să faci față pasiunilor tale amețitoare și să ajungi la o pace armonioasă în spirit. Perseverența și conducerea în combinație cu o voință puternică te pot ajuta să atingi înălțimi fără precedent. Totuși, cealaltă fața monedei, temperamentul fierbinte, agresivitatea și uneori pasiunea excesivă, atât în ceea ce privește sexul cât și în afaceri, pot te dăuna foarte mult. Este mai bine să folosești voința ta de fier pentru a combate izbucnirile de furie și aspirațiile zadarnice ceea ce poate duce la conflicte și chiar leziuni. Calea către armonie se află în autocontrol. Guvernatorul tău astral este Marte. Planeta Marte este responsabilă pentru sursa de energie, precum și dorința de a concura. Această planetă este favorabilă pentru funcționari, actori, profesori, specialiști în medicină. Planeta ta în exil este Venus. Lui Venus îi poți mulțumi pentru lipsa de maniere, Impertinență și integritate. Ești idealistă și visătoare, nu ești prietenoasă cu logica și bunul simț, dar ești înzestrată cu sufletul unui războinic și al unui luptător pentru dreptate. Pentru o idee diferită te vei lupta până la capăt. Tu iubești oamenii, ești neînfricată, emoțiile tale prevalează în întotdeauna peste rațiunea rece și argumente. Uneori, te poți dedica visului tău atât de mult încât dorința ta de a ajuta oamenii dispare, rămânând doar o blocare nerealizată. Ai un spirit de inventator, te poți înconjura de o varietate de aparate pe care le repar sau pur și simplu le studiezi. Uneori aceste abilități tehnice strălucitoare servesc ca un adăpost, o barieră pentru exprimarea emoțională. Adevărat că uneori, sunt posibile arvărsări de energie acumulată dobând din caracterul unei explozii, ale cărei victime pot fi cei din jurul tău. Oricine ai fi, om de artă sau de afaceri, sau doar muncitoare, ești sensibilă la ceea ce funcționează în public și ceea ce este absolut nepromovator în această privință. Nu este vorba despre cunoașterea psihologiei umane, ci despre o înțelegere pur intuitivă a societății a valorilor și dorințelor ei, îți este surprinzător de ușor să stabilești el și să menții contacte cu grupurile de oameni, mai degrabă decât cu indivizii izolați, te poți scufunda în experiențele umane, dar fiind o personalitate obiectivă, poți diagnostica cu ușurință sursele problemelor care apar, deși în exterior nu impresionează oamenii ca fiind emoțională nu ești lipsită de pasiune și această calitate adaugă strălucire muncii tale. Cu abordarea ta directă în rezolvarea diferitelor sarcini, e infectezi și pe alții. Ai un efect magnetic cu contraste ascutite. Ca și în cazul copiilor, reacția ta este determinată doar de părțile negre și albe ale situației, urăști compromisurile și ambiguitățile. Minciuna sau ascunderea adevărului? este inacceptabilă pentru tine. Cinstea ta este obiectivă și se aplică tuturor, fără excepție, inclusiv ție însăți, motiv pentru care apreciez cu adevărat abilitățile tale. Este posibil ca viața cu tine să fie foarte dificilă, pentru că uneori ești prea de grijile tale și nu poți răspunde la sentimentele altora. În plus, fiind exigentă tu plasezi cerințe foarte mari nu numai ție însăți, și către prieteni și însoțitori. Tu știi cum să fii un prieten și datorită incompatibilității și sincerității tale, nu vei adera niciodată în lingușire și servilitate, rămâi în sprijin pentru cei care îți sunt dragi. Nu ești similară cu alții nativi din berbec având astfel de calități, ești antreprenorială, nobilă, energică, ești o femeie puternică, autoritară și activă, trăind de nevoia constantă de a fi independentă. Prin natura te ești optimistă, generoasă și risipitoare, preferi darurile nepractice. Emoțiile sunt mai importante pentru tine decât bunurile materiale. Idealistă, cu înclinații filozofice, spune adesea ce crezi fără să te temi de a ofensa interlocutorul. Cum afectează data de 27 martie soarta ta? ești foarte egoistă dar vei asculta întotdeauna pe alții, îți este destul de ușor să studiezi, iar această cunoaștere o folosește nu numai la locul de muncă, ci și în comunicarea simplă. Tu înveți cu hotărâre pe tot parcursul vieții, pentru că este interesant pentru tine. Chiar în cazul oricăror eșecuri tu încerci să obții abilități și experiență pentru îmbunătățirea ta. Tu rară ori manifeste emoții față de alții. Ziua de naștere te ajută să fii persistentă și să evaluezi întotdeauna situația corect, tu nu vei aștepta fericirea să cadă din cer și atunci o vei atinge cu sânge și transpirație, tu ai o capacitate tehnică ridicată, tu vezi bine schimbările în viața socială, indiferent unde lucrezi, tu poți cu ușurință să cucerești publicul și știi ce acțiuni îl vor speria. Aceste cunoștințe nu sunt dintr-un manual despre psihologia societății, ci o înțelegere excelentă a societății și a scopurilor sale. Îți este ușor să începi să vorbești unui grup decât cu o singură persoană. Totuși, ar trebui să te ferești de oameni invidioși și mai puțin norocoși care cred că fericirea ta a căzută din cer. Nu-ți plac ambiguitățile în situații și compromisurile, foarte rară de la ele. Tu ești fără excepție, foarte onest atât în raport cu ceilalți oameni, cât și față de tine însă. Îți, indiferent de statutul tău social conduci și se servești cu demnitate în orice mediu, tu știi să te adaptezi la o persoană sau la o situație, menținându-ți în același timp individualitatea. Din exterior, mulți oameni cred că ești prea încăpățânată și cinstită, dar totuși le ești foarte emotivă poate fi dificil pentru unii să se înțeleagă cu tine datorită faptului că poți să te descurci complet și fără ajutor și să nu observi sentimentele oamenilor din jurul tău. Cu toate acestea, ești un sprijin puternic pentru cercul tău social, cel mai adesea, emoțional. Ești impenetrabilă. O soartă fericită te așteaptă rară ori, cel mai adesea în timpul vieții te confrunți cu multe dificultăți, iar sistemul tău nervos se adaptează la acest lucru. Din același motiv, ești greu de înșelat, în ceea ce privește viața emoțională, poți fi chiar necumpătată și egoistă, deoarece tu nu poți să observi sentimentele cuiva sau poți să-i neglijezi dacă este mai convenabil pentru tine. Dragoste și compatibilitate ești romantică și, prin urmare, te bucuri de ritualurile de curtoazie și iubești pe cei dragi pentru a te răsfăța. Ca răspuns, te adaptezi cu ușurință nevoilor lor. Idealismul tău pune pe cel iubit pe un piedestal însă, dacă nu-mi deplinește cerințele tale, te poți aștepta la o inimă zdrobită și la prăbușirea iluziilor. Perspective bune pentru crearea unui respect reciproc într-o familie ai cu alte semne de foc, leu și săgetător? cu aceștia pot crea o pereche excelentă, în care înțelegerea reciprocă va fi la un nivel înalt, deși în orice combinație a acestor cupluri ambii vor trebui să și restrângă pasiunea, astfel încât familia să se dezvolte pe picior de egalitate. O uniune bună și chiar promițătoare poate să fie cu vărsător, balanță și gemeni. Semnele aerului nu vor permite focului să se stingă sau cărbunilor să se răcească dar trebuie să ai grijă ca focul să nu se transforme într-o flacără imensă. Nu ești compatibilă cu peștii, capricornul, racul, fecioara, balanța și scorpionul. Unii dintre ei nu te înțeleg deloc, iar cu tine nu vor găsi un limbaj comun, deși totul este posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră tu ești întotdeauna generatoare de idei, tu înveți rapid și ușor, iar apoi folosești materialul învățat într-un mod extrem de non-standard. Tu îți cauți întotdeauna cale proprie, spre deosebire de orice alt mod poți fi un adevărat om de știință cu o doză suficientă de nebunie. Poți fi bine recunoscut în tehnologie, aproape întotdeauna știi cum să repari totul pe cont propriu și poți fi un real inventator. Invenția și experimentarea sunt pasiunea ta. În domeniul tehnologiei și al invențiilor te poți realiza pe deplin. Cu toate acestea, este imposibil să fii numită completă divorțată de societate, destul de ciudat, ești sensibilă la dispozițiile sociale și tendințele modei. Tu poți organiza o campanie publicitară, deoarece știe exact ce va dori publicul și ce nu. Acesta este modul în care funcționează intuiția ta, pentru că este imposibil să spun că ești bine pregătită în oameni, nu ești un psiholog în niciun fel. Sănătate și boli. Tu ești adesea rănită în diferite situații, trebuie să fii atentă la accidente și să fii mereu pregătită să intervii asupra ta. Acesta este motivul pentru care ar trebui să fii foarte atent în spatele volanului și în alte situații în care chiar și o slăbire instantanee a vigilenței poate duce la un accident sau o catastrofă. De asemenea, un anumit grad de izolare de lume duce la faptul că adesea răcești pentru că nu te poți îmbrăca în funcție de vreme, te plimbi în ploaie, îngheți fără să observi și așa mai departe. Oasele, articulațiile Dinții sunt părți vulnerabile ale corpului tău. De asemenea, poți lucra timp de mulți ani în muncă de unătoare, fără să te gândești la ce înseamnă aceste lucruri în viitor. În plus, nu trebuie să uiți de leziuni la locul de muncă, cu care din păcate, te confrunți foarte des. În ceea ce privește dieta, uiți adesea să mănânci la timp, fiind distrasă de ideile tale și de lumea fanteziei. De aceea ai nevoie de un partener de viață care să se ocupe de tine, altfel bolile tractului gastrointestinal nu pot a fi evitate. Dacă ești dintre cele care nu sunt interesate să gătească, trebuie să fii convinsă să stai la masă. Destinul și norocul, vibrațiile din această zi sunt pline de energie pozitivă și contribuie la îmbunătățirea caracterului tău, dotându-te cu generozitate, cu talente, noroc fericire. Ești o câștigătoare, o îndrăgită a sorții. Viața îți va fi plină de suișuri și coborâșuri, poți avea o mulțime de dușmani invidioși și secreți. Ei vor fi gata să îți facă rău doar pentru a te împiedica să fii fericită și să ai succes. Puterea ta, magnetismul, carisma cu care ai intrat în această lume și cu care ursitoarele te au înzestrat la naștere, încrederea ta, vor evoca constant invidia nesăbuită a săracilor care nu pot fi puternici și măreți, curajul și caracterul tău ferm te vor ajuta să treci toate situațiile dificile cu demnitate, în orice activitate vei face va avea un succes bine meritat. Sfaturi pentru tine. Ai tendința să percepi lumea bipolară, bună și rea, a noastră și a altora, în alb și negru. Nu observi nuanțele, nu vezi tranzițiile. Prin urmare, este dificil pentru tine să faci compromisuri, așa că nu-ți plac secretele și tăcerea, urăști minciuna, cultivă-ți diplomația și învață să fii mai tolerantă, uită din când în când de tehnică, fii amabilă și înțelegătoare, învață să faci compromisuri când este absolut necesar, nu ești atât de indestructibilă și puternică pe cât crezi. Încearcă să acorzi mai multă atenție celorlalți și să fii mai sociabilă cu indivizii. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești ca un copil care se bucură de orice dar. Pentru tine, nu este nimic mai ofensator decât să fii uitat să ți dăruiască ceva de ziua ta. Dar dacă ceva chiar nesemnificativ este ambalat luminos și vesel, atunci deliciul care te cuprinde va fi asemănător cu o veselă de vară simplul gest al darului va fi acceptat cu plăcere și, în plus, nu vei pleca fără să aduci mulțumiri care pot te depăși darul primit cu un ordin de mărime a prețului. A primi un cadou servește ca un buton de pornire pentru atenția reciprocă. Totuși, preferi un dar pe care îl poți încerca imediat sau îl poți folosi ori de câte ori este posibil, astfel încât să-ți reamintească de cel care ți l-a dăruit. De aceea, Darurile comestibile sunt ca niște felicitări care nu pot fi atinse, ceva comestibil poate servi ca o sudură pentru darul principal. De asemenea, florile nu provoacă reacții speciale pentru tine. Conform experienței tale, florile trăiesc prea puțin, iar tu atragi deja toate lucrurile vii. Atâta timp cât lucrul poate fi folosit, acela este în viață, dar, potrivit concepției tale, nu poți folosi florile. Un avertisment? Nu accepti daruri de la oameni care nu-ți plac. Iubești tehnologia? În special noua tehnologie digitală. Desigur, aceasta îți va aduce bucurie într-un telefon nou, o cameră foto de înaltă calitate. Dacă situația financiară permite un automobil, atunci să fie roșu, în caz contrar, Vei invidia în continuare proprietarii de autoturisme roșii strălucitoare. Pentru tine este mai bun un dar ieftin, util în timp, deoarece te poți simți ofensată de un dar scump și inutil. Poți fi dispusă să accepti un set de teflon, mai degrabă decât un laptop chic. Îmbrăcămintea sport poate constitui un cadou bun pentru tine. Ești atât de inteligentă încât sportul nu este perceput ca un hobby? ci ca o componentă obligatorie, consolidând sănătatea. Pentru gospodinele modeste toate felurile de vase, precum și o mașină de cusut, un aspirator nou. Dar dacă cineva ar dori să îți ofere bijuterii, în acest caz, este mai bine să ți se ofere șansa de a alege independent. Cercei cumpărați cu câteva zile înainte de vacanță vor fi de neuitat pentru tine. Vei primi cu plăcere seturi originale de bijuterii, seturi de manicură și tot felul de brățări sau decorațiuni interioare. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.